Astăzi vă voi arăta pe cineva care l-a așteptat pe Moș Nicolae, însă la el acasă a venit altcineva. Băie și fete, bine ați venit la o nouă reacție super, super creepy la mine pe canal. De data aceasta suntem alături de LazyRo și ne vom uita la niște filme horror de sărbători, pentru că este și perioada asta și vreau neapărat, fraților, să vă duceți în descriere, să-i dați un subscribe lui Lazy și să scrieți la comentarii ce v-a adus Moș Nicolae. Dacă cumva vă întrebați ce mi-a adus mie și lui Lazy, nu ne-a adus absolut nimic, din păcate. Însă, astăzi, boys, ne uităm la acest film horror, unde este vorba despre femeia asta care l-așteaptă pe moșu și o să vedeți că ea, chiar dacă așteaptă un cadou sau ceva de genul, vine altcineva la ea în casă și nu moșu. Urmează să vedem cine. Tu vezi că se uită pe cameră și pare să fie cineva, gen? Da, dar nu știu, da. Da, bar n-am, gen, uitați-vă, nu scrie nimic în descriere. Eu un... Existe by one... Aha, deci stai atenți, boys, asta este jobul ei. De fotograf este, vedeți că scrie aici, e un fotograf care e angajat să ia, gen, să facă fotografii pe ascuns la oameni. Hopa, bătu cineva la ușă. Ok, boys. Nu cred că începe așa din prima, o să fie nasul. Ia să vedem. Bate cineva la ușă. Cred că s-a uitat și nu-i nimeni. S-a uitat pe vizor. Hopa, a primit o chestie. Mamă, ce e? E o geantă ceva. Probabil. Mă, o să nu fie o capcană, gen. Cel mai probabil, da. Cel mai probabil, da. Poate asta e cadou de Moș Nicolae. Da, poate asta a primit ea. Da, nu prea cred. Hai să vedem cine-i într-o. A pus pe masă. Boys. Îl deschide. Ce e acolo? Pare să fie ceva ciudat. Ce? E o piatră neagră, un cărbune. Mamă. Dar era un cărbune sau ceva de genul, nu știu. Era o chestie neagră. Acum cred că încearcă să aprindă lumina și la noi, boys, e negru, să la lumina de tot. Hopa. Ia, stați puțin. Ce se întâmplă? Bă, care... Cineva cred că îi face poze, ia asta, să dăm cu 0.25. Ia pare să facă poze, uite-te. Mi-a și s-a părut. Acum. Că-i treaba? Uite, ea face poze. A, și când face poze se aprinde lumina, gen, de la Blitz. Da. Bă... Bă, okay. Stai că pare speriată, de ce... Mamă, nu mai are baterie la cameră. A, face poze, gen, și a prins... Bă, ce chestie? Mamă, ce era? Bă, ce aia da prins-o pe cameră? Ok, nu știu. Bă, dar pare să fie o fantomă sau ceva. Ești că... Bă... Clar nu era băiatul ăla de la început de pe cameră. Mamă, bă! Mamă, bă, ce față are! Eu mă așteptam să fie ăla, gen, să fie intrat ăla peste ea în casă sau ceva de genul. Mamă, și acum s-a prins că e ceva în casă. Bă, mamă, și nu are lumină și nu poate să vadă. Dar eu nu înțeleg până la urmă de ce i-a dat cărbunele ăla, sau cred că ăla era un cărbune. Mamă. Bro. Mă, care-i treaba cu televizorul ăla? Nu știu. S-au prins lumile? Ok. Se uită în spate. Bă, se aude un clopoțel ceva. Da, se aude. Când am căsut inițial din spate de la brada, nu? Acolo cred că e, unde a făcut ea poza aia. Păi da. Dar stai că asta apare numai pe fotografii? Păi da, ce mai probabil. Ia să vedem, e acolo. Da, mă, uita. Da, bă, iar apare. Bă, dar ce chestia aia? Mamă, dar tu vezi că în poze se vede că se apropie de ea. A fost fix în fața camerei. Dar nu-l... Bă, dar uite, nu-l vede așa. Nu apare, gen. Mai că nu apare, stai că apare și așa. S-a dus. A dispărut? A luat opa noastră. Și acum se ghidea, fii atent. Bro. Bă, ce ciudat. Bă, ok, aici s-a terminat filmul.
Bă, ciudat rău de tot, însă fraților mai avem încă unul. Bun fraților, deci bă, primul film horror a fost ciudat rău de tot. Ați văzut că aia cel mai probabil aștepta să vină moșul și a, gen, nu înțeleg care a fost treaba cu cărbunele ăla, sau eu cred personal că a fost un cărbune, însă a venit creatura aia la ea și acum ne vom uita la Jolly Christmas Horror Short Film, care e tot ceva de genul. Doarme aici o femeie sau bărbat? Nu, e un bărbat care doarme și cred că și el îl așteaptă pe moșul. Păi da, logica e bravo, da? Toți îl așteaptă, mamă! Da, asta e o... Bă, cred că e legat de păpușa asta, face. Asta e o păpușă, a. Boys, adică... Bă, cred că o să fie ceva legat de aia. Merry Christmas. Când la mulți ani, gen? Da, bă, păpușa asta se mai găsește de cumpărat. Nu, cred că o fi că s-a activat așa din greșeală. Da. E posibil să fie ceva nascut. S-a trezit ăsta, stai după muncă, măi, pasul e că... Da, exact, se vede pe la... Nu mai poate... Bă, dar ăsta nu trebuia să fie apăsat ca să cânte? Ba, da, cel mai probabil, dar poate s-a strecat, hai să merge pe optimism. A zis că are un cadou pentru el, Santa is a present. Eu te mai face cu mâna. Bă, dar cântă... Băi, i-a zis că îi deschide craniu. Băi, ce cadou foarte. Deci băi, mai bine la prima. Că n-a primit nimica decât la asta să primească așa cadou. Bă, dar ce, mă? Eu s-a spre și un pic așa. Bă, așa că a început să cânte iarăși. I wish you a Merry Christmas. Dă-te mai știi melodia. Merry Christmas. Bă, dar oprește-te. Băi, s-a... poate doar e stricat. No, at midnight? A zis la miezul nopții. Nu, no, e ceva legat 100% de păpușa aia. O să se întâmple chestia nasoale. Dar asta nu se gândește că o să se întâmple chestia nasoale. Sau nu-și dă seama că e de-abia trezit. E at midnight. No, dacă ați observat, ultimul cuvânt pe care l-a zis înainte să se... înainte să se închide a fost at midnight, adică la miezul nopții. Și fix acum e miezul nopții. Acum vine, da, mamă. Să fie nasol, băieți. Se uită fix la el. Azi mai devreme își mișca ochii și acum nu și mai mișcă. Mamă, bă! Care-i treaba aici? Bă, ce-i asta? Ok, afară DJ, chill. Chiar e chill, dar momentan. Ok, ne arată toate astea de pe din casă. Care-i treaba? Ăsta încă... Ce-a zis? Și că se ții cadou. Tot îi zice, da, tot îi zice să-și ia cadou, dar ce cadou? Nu știu, dar zic că mai sunt 40 de secunde până la ceva. Gen, până la midnight. Mama, acum. Căciun fericit. La toți? Bro... S-a oprit? E ciudat. Păi hai, ce se întâmplă cu el? Ăsta stă în pat în continuu, bă, ăsta... A început să râdă? Ia stai... Ce face, mă, ăsta? Vorbește cu păpușa. Ia stai... Păpușa și-a mutat ochii? Bă! Bă, ce face, mă, bă? Băi, îți l-a omorât. Bă, ok, deci la asta nu mă așteptam, mă. Adică, stai, băi, ochidachi, doar o păpușă cu gen, un cap de moș așa. Dar de fapt era capul lui moșu. Și moșul stătea și nu... Uitați-vă. Doamne, și-a luat aia și i-a bucat un cap. Bă, ok. Bun, fraților, pe videoclipul de astăzi a fost horror pe bune și a fost și pe subiect. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă duceți la Lazy Ross, să-i dați un subscribe pentru că acolo o să apare reacții noi creepy. Și totodată să scrieți la comentarii ce ați primit de Moș Nicolae. Eu am fost Marusian, cu el a fost Lazy și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, pa, pa!